Duminica de după înălțarea Sfintei Cruci. Zisa Domnul, oricine voiește să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-mi urmeze. Că cine va voi să-și scape viața, o va pierde. Iar cine își va pierde viața sa pentru mine și pentru Evanghelie, acela se va mântui. Că ce-i folosește omului să dobândească lumea întreagă dacă își pierde sufletul? Sau ce ar putea să dea omul în schimb pentru sufletul său? Căci de cel ce se va rușina de mine și de cuvintele mele în neamul acesta desfrânat și păcătos, și Fiul omului se va rușina de el când va veni într-o slava Tatălui Său cu Sfinții Îngeri. Și le zicea lor, adevărat grăiesc vouă, că sunt unii din cei care stau aici, care nu vor gusta moartea până ce nu vor vedea împărăția lui Dumnezeu venind într-o putere multă. Frații noștri, sărbătoarea aceasta, praznicul împărătesc al Domnului nostru Iisus Hristos, care ne ajută să ne aducem aminte și să pomenim poate cea mai tristă etapă din viața pământească a Domnului nostru Iisus Hristos. Și anume, pătimirile sale, începând de la judecata nedreaptă, continuând cu sentința de a fi răstignit pe cruce, prin moarte pe cruce, drumul crucii pe care și l-a asumat chiar Fiul lui Dumnezeu, aici făcându-se icoană, pildă, pentru fiecare dintre noi care de multe ori nu înțelegem sensul crucii din viața noastră. Și apoi răstignirea lui pe cruce pe dealul Golgotei, urmată de durerile și trupești și sufletești pe care le-a îndurat fiind răstignit pe cruce, apoi moartea, dar așa cum i-a întărit pe ucenicii lui și toată lumea, că nu moartea va avea ultimul cuvânt în viața lui pământească, ca om și ca Dumnezeu, ci învierea. Și după 3 zile a înviat, stricând peretele de mijloc al vrajbei dintre Dumnezeu și om. Peretele vrajbei fiind păcatul strămoșesc al protopărinților Adam și Eva, peretele vrajbei rămânând păcatele pe care noi oamenii le săvârșim în viața aceasta. Păcate de care nu ne poate absolvi altcineva decât tot Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, ca răscumpărător al păcatelor noastre. În ziua de înălțare a Sfintei Cruci am rememorat, ne-am amintit despre ziua de vineri devenită pentru noi înainte de Paște, scumpa vineri, sfânta zi de vineri, cea mai tulburătoare zi care s-a desfășurat pe pământul acesta,
Pentru că niciodată nu s-au întâmplat fenomenele care au însoțit moartea Fiului lui Dumnezeu când și-a dat Duhul în mâinile Tatălui, când era răstignit pe cruce și când rostește de pe cruce ultimele 7 cuvinte rămase pentru noi ca un adevărat testament. Ultimul cuvânt fiind acela că în mâinile tale îmi dau Duhul meu, Tatăl meu cel Ceresc, și s-au săvârșit toate, săvârșitul sau toate. S-au săvârșit pe cruce ceea ce nu putea nimeni din lumea aceasta să facă ca preț de răscumpărare al păcatelor, așa cum spuneam la început. Numai Fiul lui Dumnezeu, trimis de Tatăl Său pe pământul acesta, din iubire desăvârșită față de oameni, putea să ofere o jertfă curată și sfântă Tatălui Ceresc pentru păcatele noastre. De aceea vă spuneam că această zi noi o reamintim în ziua de 14 septembrie, ea fiind însoțită și de un act istoric, și anume faptul că avem o cruce care este întocmită din punct de vedere material dintr-un lemn sau de altceva orizontal și unul orizontal și unul vertical. Sau cum vreți să o luați, vertical și orizontal. Aceasta este o cruce pe care o așezăm pe biserici, o purtăm la pieptul nostru, o cruce cu care însemnăm mormintele, o cruce care o așezăm la răscrucile drumurilor, amintindu-ne de răscrucea omenirii atunci când Dumnezeu, trimițându-L pe Fiul Său, a îndreptat lumea pe calea mântuirii, spunem noi, pe calea redobândirii vieții celei veșnice pe care omul a pierdut-o, a paradisului pierdut, pe calea care duce la împărăția lui Dumnezeu, pe care însăși Fiul o întemeiază din nou și unde ne așteaptă ca să devenim fii acestei împărății, fiecare dintre noi. Această taină a mântuirii, spunem noi, a iertării păcatelor noastre, a dobândirii împărăției lui Dumnezeu, a dobândirii luminii celei veșnice a învierii, a raiului pierdut, noi o putem împlini prin ceea ce m-a auzit din Evanghelia care se citește în duminica de după înălțarea Sfintei Cruci. Concentrată în cuvintele acestea, cine voiește să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-mi urmeze mie. Cel ce vrea să vină după mine nu este un act de impunere imperativă din fața lui Dumnezeu. Dumnezeu respectă voința sau dorința fiecăruia dintre noi de a veni la Hristos. Noi putem, în libertatea voinței noastre, în libertatea conștiinței noastre, în libertatea credinței noastre, noi putem să-L ascultăm pe Hristos sau să devenim nepăsători. Noi putem
să-L căutăm și să-L chemăm pe Dumnezeu, pe Iisus Hristos, sau să-L ignorăm. Putem să spunem și că Dumnezeu există sau Dumnezeu nu există. El ne respectă această voință noastră, această decizie noastră. Dar să nu uităm că Dumnezeu vrea să ne ofere prin Iisus Hristos, Fiul Său cel răstignit pe cruce, iubirea desăvârșită pe care Fiul Său ne-a arătat-o mai ales atunci când era răstignit pe cruce și când îi zicea Tatălui: Tată, iartă-le lor că nu știu ce fac. Al doilea element în taina mântuirii sufletului nostru pe care trebuie să-l avem în seamă este lepădarea de sine. Ce ar însemna aceasta? Unii spun că ne cere poate prea mult Dumnezeu. Nu cumva înseamnă o depersonalizare a noastră? Nici de cum, dragii noștri. Lepădare de sine înseamnă curățirea de patimile egoiste, a tot ceea ce înseamnă grijă numai pentru sine, numai pentru noi, ne luând în seamă iubirea milostivă a lui Dumnezeu pe care El o revarsă asupra noastră și pe care noi, la rândul nostru, printr-o faptă bună, trebuie să o revărsăm asupra semenilor noștri. Este această deschidere a inimii și a sufletului tău către tot ceea ce înseamnă un aproape care trece printr-o dificultate a vieții lui, un om care are sau a avut o copilărie nefericită, simțind lipsa iubirii părintești, un tânăr zbuciumat, debusolat în viață, nestatornic în viață, receptiv prea ușor la toate ispitirile și ușurătățile tinereții. Și atunci ne gândim, în primul rând, la copiii noștri, care îi dorim să fie și niște copii ascultători, receptivi la împlinirile datoriilor noastre părintești față de ei, la ostenelile noastre pentru ei și la dorința de a învăța carte, de a se împlini în viață, de a fi fericiți în viață. Lepădarea de sine înseamnă ieșirea ta în întâmpinarea unui om care suferă mai mult decât tine, a unui om sărac, a unui om bolnav, a unui om nefericit, batjocorit, hulit, nedreptățit, rănit. Și posibilitatea pe care tu, dacă o ai la îndemână, să îmbălsămezi rănile lui, durerile lui sufletești și trupești. Al treilea element de luat în seamă în taina mântuirii, care de fapt este taina crucii vieții noastre, este luarea sau asumarea crucii noastre. Pentru că Mântuitorul ne-a spus, răstignitul de pe cruce: în lume necazuri veți avea, dar îndrăzniți că Eu am biruit lumea. Și să faci din crucea pe care Dumnezeu ți-a dat-o o bucurie a biruinței, că o duci de multe ori cu mare dificultate, o duci până la sfârșit, simțind
că eliberarea de cruce îți va aduce mântuirea sufletului, îți va deschide poarta împărăției lui Dumnezeu, va fi cheia cu care descui împărăția lui Dumnezeu. În asumarea crucei trebuie să avem grijă, dragii noștri, ca să nu devenim cârtitori împotriva lui Dumnezeu. De ce, Doamne, mi-ai dat asta? De ce, Doamne, mi-ai dat durerea asta? De ce, Doamne, mi-ai adus paguba asta? De ce, Doamne, îngădui vrășmașilor mei ca să-și badă joc de mine, ca să mă rănească, ca să mă umilească, ca să mă mintă? Iar urmarea, al patrulea element al tainei mântuirei sufletului nostru este urmarea lui Hristos. După ce ți-ai asumat, ai luat crucea pe umerii tăi, trebuie să urmezi lui Hristos, trebuie să-L ai în față pe Hristos cel răstignit, pe crucea din care a izvorât iertarea păcatelor, ușurarea, dezlegarea, despătimirea, deschiderea porților în împărăției lui Dumnezeu. Însumă, urmarea lui Hristos însemnează și răbdarea și îndelunga răbdare cu care să duci crucea până la sfârșit. Urmarea lui Hristos trebuie să aibă în vedere, dragii noștri, și faptul că nu putem să fugim de crucea pe care Dumnezeu ne-o îngăduie în viața noastră. Urmarea lui Hristos înseamnă alungarea deznădejdii, aducerea speranței în inima și în sufletul și în viața noastră. Înseamnă transformarea durerii și a suferinței în bucurie, în bucuria căpătării păcii, a liniștii, a luminii. Să ne ajute Bunul Dumnezeu ca, înțelegând taina mântuirii noastre venită prin răstignirea Fiului lui Dumnezeu pe cruce, taina mântuirii care fără cruce nu se poate împlini, nu se poate desăvârși. Să ne întărească Bunul Dumnezeu credința, nădejdea și dragostea cu care ne vom ușura drumul crucii fiecăruia dintre noi. Duminica de după înălțarea Sfintei Cruci, ca și duminica de dinaintea înălțării Sfintei Cruci, sunt popasuri duhovnicești care ne întăresc pe noi în înțelegerea crucii Domnului nostru Iisus Hristos și în înțelegerea crucii fiecăruia dintre noi. Numai prin credință, prin comuniune cu Dumnezeu, prin împărtășire din iubirea lui Dumnezeu revărsată asupra semenilor noștri, putem să înțelegem și crucea răstignirii Domnului Hristos și putem să ne asumăm și noi crucea fiecăruia dintre noi, care poate fi și o dorință neîmplinită, care poate fi și un eșec al vieții noastre. Răbdarea prin cruce și sfințirea crucii noastre prin crucea lui Hristos ne va aduce și putere, și lumină, și pace, și liniște, și ne vom dobândi mântuirea noastră. Amin.